clasei a 7-a, vă propun la lecția de astăzi să studiem împreună subiectul regimul dominației habsburgice în Transilvania, Banat și Oltenia. În cadrul lecției vom forma următoarele 4 unități de competență: aplicarea termenilor în compararea evenimentelor proceselor istorice din epoca modernă, compararea evenimentelor faptelor și proceselor, caracterizarea în baza surselor a evenimentelor istorice care atestă geneza democrației și descrierea cauzelor, evenimentelor și proceselor istorice. Către sfârșitul secolului XVII, situația Transilvaniei se schimbă în condițiile expansiunii Habsburgilor și reducerea influenței otomane. Acestea se referă la un șir de evenimente, printre care pot fi evidențiate înfrângerea otomanilor la Viena din anul 1683, în urma cărora au loc schimbări importante pentru românii din Transilvania. 3 ani mai târziu, turcii suferă un șir de înfrângeri la Buda și respectiv în anul 1687. În urma celor relatate anterior, la 13 mai 1688, Dieta de la Făgăraș declară că Transilvania renunță la suzeranitatea otomană și trece sub protecția împăratului Leopold I, instaurându-se de fapt suzeranitatea habsburgică. Remarcăm faptul că regimul habsburgic s-a instaurat în Transilvania în perioada anilor 1687 și 1688. Statutul politic al Transilvaniei a fost precizat prin diploma leopoldină, care reprezenta un act semnat de Leopold I în anul 1691. Diploma prevedea faptul că Transilvania își păstrează individualitatea și structurile sale politice și confesionale. Prin acest act s-a constituit baza juridică de instaurare a administrației austriece, subordonând ulterior toate instituțiile de stat și s-a stabilit statutul politic pentru o perioadă de peste un secol. Stăpânirea Habsburgilor s-a consolidat definitiv după pacea de la Karlowitz din anul 1699. Principalele caracteristici ale organizării provinciei sunt următoare: menținerea autonomiei, menținerea dietei ca instituție provincială reprezentativă, păstrarea privilegiilor celor 3 națiuni privilegiate, este vorba de maghiari, sași și secui, acceptarea celor 4 confesiuni religioase, calvinistă, catolică, luterană și unitară, dar menținerea românilor ortodoxi ca națiune tolerată. De asemenea, și conducerea provinciei de către împărat prin intermediul unui guvernator. Analizând schema, putem observa cum are loc organizarea politico-administrativă a Transilvaniei. Transilvaniei îi se păstrează denumirea de principat, titlul de principe, deținându-l împăratul, care numește un guvernator al țării. Observăm, de asemenea, că dieta sau adunarea stărilor pierde dreptul de a-l alege pe principe și guvernator. Organele administrative sunt supuse în totalitate cancelariei de la Viena, cancelaria fiind numită direct de împărat, rolul acesteia fiind și de repartizare a veniturilor din stat. Odată cu instaurarea dominației Habsburge, în Transilvania s-au început măsuri de convertire a populației la catolicism. Astfel, se declanșează procesul de unire a populației ortodoxe cu Biserica Romei. Primele încercări au fost realizate între anii 1697 și 1698, prin manifestul semnat de 38 de prototopi. Preoții români obțin egalitate cu preoții celorlalte confesiuni din Transilvania. Iar după diplomele din anul 1699 și respectiv 1701, noua biserică, în fond ortodoxă, s-a numit greco-catolică. Unirea a generat nemulțumiri și răscoale în sudul Transilvaniei, în orașele cum ar fi Brașov, Sibiu și Hunedoara. În acest context, românii transilvanieni se scindează în două confesiuni, ortodoxă și greco-catolică. În același timp, catolicismul își întărește pozițiile prin populația majoritară. Începând cu secolul al XVIII-lea, în timpul domniei împărătesei Maria Tereza și a lui Iosif al II-lea, în Transilvania au fost efectuate reforme în toate domeniile statului. În plan economic, s-a optat pentru folosirea rațională a resurselor naturale prin instaurarea monopolului statului. În plan social, au fost reglementate obligațiile în muncă ale țăranilor, fiind stabilită
robota de 4 și respectiv 3 zile. În plan spiritual, a avut loc restaurarea Mitropoliei Ortodoxe în anul 1759, iar în anul 1781 se introduce învățământul primar obligatoriu. Aceste acțiuni au dus la schimbări esențiale pentru românii în Transilvania. Cunoaștem deja că la răscrucea secolilor 17-18, în Europa de Sud-Est au loc importante schimbări de ordin politic. Pe fondul decăderii Imperiului Otoman, în special după anul 1683, Austria cunoaște o continuă expansiune teritorială. Astfel, în anul 1718 este cucerit Banatul de la otomani, iar prin pace de la Pasarowitz, Oltenia este anexată de la otomani, incorporată ulterior țării românești după pacea de la Belgrad. Cele două teritorii le puteți identifica și la hartă. În continuare, vă propun să analizăm cum a avut loc organizarea politico-administrativă a Banatului și Olteniei. Pentru început, ne vom referi la Banat. După anexare, funcția de guvernator al Banatului o suplinea comandantul militar. Existau 11 districte în care au fost înregistrate 12 orașe și târguri și 677 de sate. Din anul 1751 este introdusă administrația civilă în frunte, fiind numiți așa zisii președinți, subordonați camerii aulice vieneze. După anexare, Oltenia era condusă de un consiliu în frunte cu banul de Craiova și de 4 membri. În fruntea județelor se aflau ispravnicii. În plan religios, provincia se afla sub autoritatea mitropoliei la Karlovitz și au fost realizate un șir de reforme sociale, cum ar fi unificarea dărilor, stabilirea clăcii de o zi, timp de o săptămână. În concluzie, putem afirma faptul că contradicțiile dintre Imperiul Rus, Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman au schimbat soarta românilor din Transilvania, Banat și Oltenia. Acestea au fost tratate de Habsburgi ca o posibilitate de exploatare economică. De asemenea, dominația habsburgică și inegalitatea în drepturi au intensificat lupta populației românești pentru libertate socială, națională și religioasă către sfârșitul secolului al XVIII-lea. Aici, finalizăm lecția noastră și eu vă dau o întâlnire data viitoare. O zi bună!